Ok, începem și noi. Pentru că e duminică la mine, vineri la voi. În fine, trebuie să filmez chestia asta ca să o postez vineri. Nu am avut cheful necesar de a face așa ceva. Așa? Așa că am zis că hai să o fac astăzi ca să pot să... E ora 12:20. Așa. Este superb. Afară e soare, e ce vreți voi. Și am zis să continui cu story time-ul, cred că partea... Așa o să fie partea fie. Poate să iasă și partea 3, depinde de cât de lung o să iasă. Ok, rămăsesem la partea în care vă ziceam că... Da, a venit acel Ion ca să... Să ne zică bla bla bla, că în două săptămâni de muncă nu am găsit nimic, chiar dacă eu am lucrat. Așa gunoiul dracu, pentru că lucrasem. Așa. Am plecat de la Yazaki. Am lucrat după aia la Panasonic. Era exact același drum, mergeam exact în aceeași direcție, adică cum ar fi să zic, Yazaki era, oh, nu știu cum să zic, aici, deci mergea aici, era drumul, aici era Yazaki, dau un exemplu, și aici era celălalt Panasonic, deci nu mergeam chiar atât de mult, dar tot mergeam. Bine, a venit femeia aia să-mi zică că Maria, că nu știu ceva și-a luat vreo ea să mă duc înapoi la Yazaki. Era groaznic și chiar nu vreau să mă duc înapoi acolo. Ok, am lucrat, s-a întâmplat de mult dus la Panasonic. Faza era că nici acolo n-am văzut mare brânză de bani. Corect, nu știu cât mi-a dat. Nu cred că mi-a dat. Mă stau și mă gândesc, habar n-am. Deci cred că am lucrat, bă, să muncești de la... De dimineață, parcă. De la 6 dimineața până undeva la 4, 5... De erai plătit până la 6 sau nu știu cât. Bă, dar munceai. Că veneau alți, nu știu cine, cu vozic. Nu, habar n-am, nu știu cum să. Vă ziceai, era un vozic, dar căutați pe net. Vozic. Așa? Auto, nu știu de care. Așa, și pe vozicul ăla erau puse niște cărucioare, nu știu. Și pe cărucioare erau puse o chile de cutii și de acolo dai și sortea. Și făceai asta de dimineață până la nu știu ce oră. Bă, și lucrai și lucrai și așa și mă gândesc acum că nu cred că am văzut vreodată. Nu cred că am văzut bani. Din partea aia, de la Panasonic. Bă, cred că au dat 1000 sau 2 ca să mai... să trăiți și voi proștii, că doar nu munciți. Hai să aibă proștii din să-și iei bani. Nevastă mea, vreau să zic că a muncit o lună exact în același loc. Se descurca. Nu a contat că... că e rău. Știu că a fost odată... eu a fost rău și chestii din așa și nu s-o simt, chiar nu s-o simt bine. Bă, și-o venit mâinstat de mâia. După ea, a venit, bă, după ea, să ducă, să lucreze. Nu contează, frate. Deci, românul pe român, adică, și cum te că tu crezi că tu, adică, nu știu cum să zic, eu mă duc în America, dau peste români, ai impresia, ai așteptările, gata, așa, ai așteptarea de a se purta frumos cu tine, când de fapt nu e așa, te sapă, propriul tău neam, din a, deci, ăla neam, nu știu cum să zic, propriul tău, ăla mea și picioare, mă gândi acum. Conațional. Te sapă, frate. Păi venit după... Nu, deci nu i-o păsat, nu i-o păsat. Că... că, ești, că te doare ceva, că ești răcită. Marș la lucru. Așa, marș la lucru. Bun. Vreau să zic că în partea... Bă, nevastă mea n-a văzut niciun bani. Deci pur și simplu, noi... Vreau să vă zic, odată ce ați plecat, veniți în Cehia. Este sfat ce noi nu l-am luat. Noi, eu și nevastă mea, nu l-am luat în consider. Bă, veniți, uite cu asta. Vreau să vă zic cu așa ceva. Noi când am venit, bă, ce contează că vă strângem bani? Luați-vă un ghid de conversație. Nu, uite, uite cât a fost, 30 de lei. Deci dacă 30 de lei pentru alții e mult, bine, eu nu știam. Și noi am venit, că, bă, faze. Noi am venit că strângem bani, mergem înapoi. Când chestiile s-au schimbat. Cred că o să facem și partea a treia. Evenimentele următoare. Ok, știu că venise din august. Nu mi-amintesc exact de când. Iulie. Nu că avem 6 luni. Aveam 6 luni. Nu mai ține minte exact. Cred că de la începutul august. Stai. Cred că de la începutul oarecum al august. Da. De la începutul august noi ne-am schimbat firma în care lucrăm. Deci vreau să vă zic că e nașpa.
să lucrezi într-o altă țară când oamenii te văd. Deci, eu român. Sunt român că sunt român. Doamne, și româna e o limbă groaznic de faină. Asta ziceam dacă mă nășteam și în China și vorbeam ce pentru că așa ți-a fost dresat creierul. Ca să, deci tu când te naști, ești aspirator de informații. Ok. Și te-ai născut. Uite, dacă mă nășteam în Japonia, vorbeam japonez la perfecție. Păi ziceam că japonez este... Nu, că limba japoneză, mamă, cât e de tare și chestii din asta. E, româna nu se compară cu nicio altă limbă. Pentru că celelalte limbi nu contează. Deci noi scriem... Dau un exemplu. Pentru că vreau să fac, am zis că vreau să fac astăzi negre, nu negre, brioș, nu brioș, brownies, nu știu să-l traduc, brown, ba, negreasă americană, că brown, în fine, negreasă americană. Vreau să dau un exemplu, limba română, să vă bucurați de limba română și, din păcate, țara voastră nu vă vrea acolo. Dau un exemplu. Cele mai bune 100 de prăjituri. E, în cehă le citești, nu contează cum le zici, se scriu anapoda. Uite, de exemplu, țele, câu în cehă, e ță. Deci, fapta. Nu. Hai să vă dau un exemplu de aici. Dacă. Eu, bine. Devine de la subiect. Uite. Pot să vă ajut. Cuvânt simplu. Mohuvam pomoci. E. Nu știu cât de bine se vede. E deasupra unghii mele, care nu am tăiat-o. E undeva Mohuvam pomoci. Pomoci. Dar el se pronunță pomoții. Și pomoții. Po nu. De fapt, pomoți înseamnă ajutor. Ok. Și poite. Segnam, veniți cu noi. Nu, era de fapt o întrebare, veniți cu noi. Și psipoi de ăla, tu trebuie să-l înveți și să-ți dai seama că nu se scrie bușu i bu o i d e. Groaz. Bine, eu m-am obișnuit pentru că... Eu cred că... Mi-e mai uș... Nu știu. O să fie un story time lung, oricum schimb viteza, dar voi, uite, acolo sus, trebuie să vă și eu ce filmez. Aveți 3 puncte ca să schimbați calitatea și să schimbați viteza videoului. Seu, eu filmez deja de 9 minute. Vă de capul. Ok. Eu am noroc pentru că ceva e în regulă cu creierul meu de... Nu știu. Odată ce mi... Dau un exemplu. În... O să-mi amintesc. Nu mai știu din ce clasă, până nu știu ce clasă, noi... Cred că am făcut și clasa din... Parcă din clasa 5, parcă începusem. Nu mai știu exact. Cu rusă. Noi să facem rusă, doamne, respect pentru o doamnă care, doamne, cât am mi-a plăcut de ea, doamna Ref. Femeie superbă. Bine, la început nu știu dacă l-am înțeles noi bine sau chestii din astea, dar era superbă. Deci, bine, chiar dacă chiar era trecută de a doua tinerețe și era băbuță, dar, hei, superbă femeie. Nu știu dacă mai trăiește și îmi pare rău. Nu mai sunt legătură cu ea. Așa? Deci, exemplu a fost. Ea ne zicea cuvinte pe rusă. Bă, pe rusă. Și rusa nu se scrie, nu știu cum. Cu... Noi avem alfabetul. Ei au chiril, litere sau semne chirilice. Deci, semne. Uite, cum e la japonez. Nu știu cât de bine se vede pe cutia asta. Dacă mi-ar pune focus pe ea, nu pe cu... Uite aici. Se scrie cu semne. Exact. E așa. Și rusa. E... Vreau să vă zic că profa ne zicea cuvinte pe rusă. Zicea, hai să mă gândesc, șamă, nu șamă. Eu scriam cu... Mă gândeam că eu scriam cum le auzeam, pentru că știam literele, știam alfabetul bine, cuvintele alea, și scriam ș, a, m, -ă, sau ș, s, a, m. Bă, și chestia aia mi-a prins bine, mi-a adresat bine, deci vreau să vă zic că mi-a adresat foarte bine creierul cum să scriu, cum să... Deci odată ce auzi cuvântul, la mine e mult mai ușor pentru că știu cum să scriu, sau îmi dau seama oare cum se scrie. E, m-a ajutat, acum m-a ajutat în cehă. De exemplu, trebuie să mă... drum bun. Asta e și mai. Doiedi te. Dobje domu. Asta e oarecum. Nu știu ce înseamnă doiedi, dar dobje domu. Cred că se referă la. Se vă întoarceți acasă cu bine, ceva de genul. Uite. Doiedje. Dobje domu. Vă dați seama că nu se scrie așa. Dar. Se scrie, de fapt, nu știu, sub lin, sub unghia mea. Unde scrie, uite, scrie, aici scrie drum bun și aici doiedje, dobje domu. E. Cuvântul relativ se scrie D-O-J-E, D, după D, sus, nu un apostrof, T, D-O-B, râu are un fel de V, nu știu, un fel de căciuliță, ceva de genul. Cum e căciuliță la A? Nu, căciuliță la E, că e ascuțit, ceva de genul. D-O-M și U de la U are un cerculeț. E. Eu am noroc și mă bucur că am făcut rusă, chiar dacă acum știu să zic doar, știu să zic o frază pe rusă care se referă la începutul anului școlar, ce cald era afară, ca băstră praștii, letnie caniculă. Habar n-am ce înseamnă. Pentru că am făcut lecția și am citit-o și am citit-o și am răscitit-o. Bă, dar citeam în rusă. Deci acum dacă mă voi să citesc în rusă, nu să mai citesc în rusă. Ok, cum am devenit de la subiect, luați-vă chestii din asta și învățați cehă. Nu contează că nu, nu contează că ați venit aici să lucrați, hai să zicem, dau un exemplu, ați venit să lucrați 10 ani și după aceea vă întoarceți înapoi în țară că vreți să vă întoarceți în țară. Luați-vă din asta ca să învățați limba. Pentru că mergeți la casă, la Kaufland și vă întreabă, mă, țeștașcu? Și noi stăteam și ne uitam la ce pula mea vrea asta.
Reacție cu românesc, ce de asta? Când doamna e doar politicoasă și te întreabă dacă vrei plasă. Iar tu ca prost, să știi la ea. Cum s-a întâmplat și la noi o dată fază? Eu învăț ceva, dar nu știu toți termenii. Uite, de la ea. Deci, cuvânt cu cuvânt. Deci, are, are cum, 6600 cu 6000 cu încă. Bă, e toată ce aici. Deci, cum îmi place mie să vorbesc mult, de fapt. Voi de asta veniți la mine, ca să mă ascultați pe mine, să mă. Veniți moca mea. Chiar dacă. Bine. A fost la un moment dat fază că, eu știu că te crezi, a rămas la parte cu 2 săptămâni când ne-am schimbat jobul. Ok, am fost la un moment dat de am atat un pax dacă și noi stăm aici de destul timp, urmează să zic și partea, asta dacă nu, de 2 ani jumate stăm. Ok, așa, dar, bine, stai să continuu, chiar încep cu 1000 de subiecte și nu termin niciun. Nu știu ce zis aia, eu aveam un pax de apă de 6 sticle, prinsă cu folie, cu, înțelegi ce făcea aia pax, cu toartă de hârtie ca să posui. Ok, nu mi-am dat seama ce zis aia și după aia s-a enervat, cu luat baxul și după mi-l-o dat mie. Bă, eu n-am de unde să-mi dau seama de ea aia, pentru că nu am învățat încă cuvântul ăla, dar cuvintele cele știu și vreau să vă zic că ce hai eu, limbă, nașpa, rău. E grea. E grea, grea, grea. Și eu ca român, să învăț cehă, e greu. Rusca, să înveți cehă, e foarte ușor pentru că e ca și cum, nu pot să dau un exemplu. Bă, e ca și cum un român merge în Ardeal și învață ardelenește. Așa e rusa pentru ceha pentru ruși sau pentru bulgari, că seamănă, parcă seamănă cu multe din sfera, nu știu, o limbă slavonă, o limbă papară, slavonă, ce prost vorbesc. Dacă scrie aici, pula mea, limbă, o limbă, în fine, nu, stați-mă mai greu, de ce hai o limbă? Deci, seamănă cu bulgară, cu rusă, cu nu mai știu ce, iar cu nu mai știu ce, iar cu nu mai știu ce, și are părți din engleză, deci tu, ei când au format limba cehă, au făcut fiecare și-o scuipa scuipatul, l-au amestecat și după aia l-au aruncat peste ceia, vorbiți frate limba, stai și te crucești. Un exemplu, vreau să dau un exemplu. Mă vorbim despre limba cea. Gura. Pat de sat. Pat de sat înseamnă 50 pe cehă. Dar pat înseamnă. Asta ce e aici? Deci consider că ăla e pat. Și pat de sat e pat de sat. Adică, ciudat. Cum pat înseamnă post, se zice postel. Pe cehă de sat aia nu știu. Sat nu știu cum se zice la sat. Deci, că n-am învățat. Ok, am deviat destul. Deci, luați-vă un din asta, nu contează că veniți să stați un an, doi, trei. Luați-vă un din asta ca să. Că nu știți niciodată ce vă rezervă viitorul și cum vi se pot schimba aici în cap niște rotițe să ziceți, bă, vă gabeți picioarele în țară și vreți să rămâneți. Cum a fost cazul nostru. Ok, vreau să vă zic așa. Ok, am lucrat 2 săptămâni la Yazaki, 2 săptămâni la Panasonic. O lună. Venise ziua nevestemii, iar eu când vine ziua cuiva, devin foarte paranoic pentru că. Bine, acum parcă am început să mă mai calmez. Că mi-am schimbat niște priorități aici în cap. Bă, eu mă văd aici în oglindă super bine, cu lumină, cu tot ce vreți voi. Ia să facem niște lumină. Cu niște cearcăne groaznice. Oh. Deci, când vine ziua cuiva, devin foarte paranoic pentru că, bă, chestia asta mi se ia din copilărie, pentru că copilăria, nu, deci contează ce copilărie ai avut, ca să, copilăria îți influențează restul vieții, acțiunilor tale, deciziilor pe care le iei și banilor pe care îi. Mie mi-era cuvântul în engleză. Îi folosești pentru tine, pentru casă, pentru orice. Ok, cât am fost mic, nu am avut cadouri, nu am primit cadouri, chestii care vechi la tătăcuță, chiar dacă am 24, bine, mi-am mai schimbat niște priorități in life, viața. Dar, na, tot ce se întâmplă în copilărie vine după tine, dar ca și cum eu stau aici în fața voastră pe scaun, iar în spatele meu pot să zic că un. Hai să facem așa. Aici o fotografie, aici o fotografie care se mișcă, dau un exemplu. Și gândiți-vă că fotografiile astea sunt amintiri tot în spatele meu, gândiți-vă că e un background fundal, hai să zicem un fundal cu sau un ecran cu mii de amintiri din copilăria mea care m-au afectat, sau nu neapărat. Și chestiile alea vin după tine. Gândește-te că tu mergi cu fundalul ăla în spate, doar tu îl vezi, doar tu știi că e acolo, ceilalți nu-l văd. Cam așa se întâmplă și la mine. Cu faza, de exemplu, era ziua nevestei mie și noi. Bă, au zis că nu avem bani, nu ne-au dat bani. Bine, noi vreau să vă zic că ne mutasem, m-am ce vreau să zic că ne mutasem în altă cameră, au fost mai bine, v-am fost și o fază atunci. De eram numai noi. Bine, asta cât am lucrat la firma aia. Era, nu mai știu când am căzut. Știu că Monica în ziua aia am mers la lucru, dar știu că am făcut. Cred că am făcut o poză. Dar nu știu pe care telefon. Shit. Mă stau și mă gândesc că nu mi-am amintit pe ce telefon am făcut poze. Știu că parcă le-am trimis sau ceva de genul. În fine, știu că am făcut poze în ziua. Și n-am avut. Nu, uite, efectiv,
Urăsc cuvântul efectiv. Da. N-am avut bani. N-am putut să-i fac un tort, n-am putut să-i fac un cadou. În ziua aia am stat... Fază. În ziua aia, parcă noi ne gândim, era ziua ei, tortul ei a fost macarone cu gris. A fost bună. Da. Vreau să vă zic că în momentele alea noi eram săraci. Adică tu lucrezi o lună, dau o lună, dar primești 4 milioane. În fiecare lună primești câte 100 de lei, cum banii vechi, 100 de lei să te descurci. Nu e ușor. Bani pe care trebuie să te pe navetă, pe mâncare, poate mai vrei să zici tu ceva și să mai trăiești. Într-o lună. Într-o altă țară. Când noi, de fapt, cum să vă zic, lucram la negru. Iar în Cehia, nu lucrezi la negru. Noi am lucrat la negru. Deci, chiar dacă ți-au făcut acte, nu știu ce, chestii din astea, vreau să vă zic o fază. Ok, am lucrat la negru. De exemplu, asta a fost. Deci noi lucram ilegal. Ilegal în Cehia. Și vreau să vă zic și de ce. Bine, după ce trecem de perioada de o anumită parte a poveștii noastre, pe care am uitat. Iulie 2016. 2016. Până în 2000, stai, o lună. Nu, am plecat la sfârșitul lui iunie. La sfârșitul lui iunie, nu mai știu pe niciodată, de am ajuns undeva, nu ne-a ajuns, cred că am ajuns undeva vineri. Parcă am ajuns undeva vineri, vineri, sâmbătă, duminică, parcă a fost luni. Și luni era deja începutul lui iulie. Așa a fost. Deci am, bine, ce bine mi-am amintit. Nu am plecat pe la sfârșitul lui iunie, toată luna lui iulie noi am lucrat, două săptămâni și după aia, deci eu două săptămâni am lucrat la Zaki, două săptămâni la Panasonic, Monica a lucrat tot în acest loc. Vreau să vă zic că ea s-a descurcat super, pe lângă Cristina, de care v-a zis în partea întâi, era o proastă, pentru că, bă, prost poți să fii în orice nație, în orice specie. Bum. Deci vreau să vă zic că nevastă mea s-a descurcat superb, chiar dacă nu, în luna aia nu a văzut bani, asta a fost altă problemă. Ok. În ziua aia, parcă, sau o zi înainte, noi vorbisem, găsisem o femeie pe care o cheamă Maria, care, da, ne schimba viața. Vreau să vă zic că ne schimba viața. Ok. O altă Maria. O găsit și pe Facebook, sau ceva de genul. Nu mi-am amintesc. Ea zice că e ucrainiancă, că e slovacă, că e nu mai bulgăroaică, că... Nu e bulgăroaică, dau un exemplu. Făceam mișto. Dar... Dau un exemplu. E femeie. Cum să vă zic? Bă... Are picioare subțiri, dar de aici, deci de aici în jos e subțire și de aici începe mai mare. E cu fiica sa Olea și cu încă unul, nu știu cum îl cheamă, Cristi Cipri Habarnam, care e fiosul cu unul, în fine. Deci, oamenii nu-i schimbă viața. Chiar dacă ne-au furat, dar oamenii nu-i schimbă viața. În fine. Ok. Era început de august. Nu știu că... Ce bă... Dai părerea asta. Ok, în ziua aia știu că parcă n-am avut curent, se luase curentul? Nu. Nu. Nu mi-amintesc. Știu că noi vorbisem cu, deci noi, eu, nevastă mea și încă două persoane. Da, parcă două persoane. Vorbisem cu Maria asta, ca să ne schimbăm locul de muncă. Ok, parcă primisem șalopete, tricouri, de șalopete, tricouri, niște bocanci. Și că așa în ziua mă gândeam că o să purtăm șalopete și bocanci, curaznic. Așa, parcă în ziua aia, ne-au pus niște foi, ne-au zis câți bani o să primim, bla bla bla, și noi de luni trebuia să începem lucru sau ceva de genul. Și nu mi-am amintit exact cât ne-a picat ziua lui Monica atunci, dar noi în lunea, noi n-am mers la lucru. Sau nu mai știu, parcă în ziua aia. Cred că parcă în ziua aia se luase curentul de noi, mai vreau să mergem. Vreau să vă zic că în luna aia am luat o chilă de decizii, pentru că vreau să plecăm. Trebuie să faci bani. Deci noi am plecat în Cehia ca să facem bani, nu să nu facem bani. Să ne întoarcem, vă cum ca niște lași, înapoi în țară, fără nimic. Pentru că, cum am mai zis, țara te vrea plecat și țara vrea să omoare toată lumea, toți românii, așa. Să mărească impozite și peste impozite. Și dacă în România ești prost și nu ai bani, nu supraviețuiești. Pentru că nu m-aș fi fost... Vreau ăștia să dea ceva lege că dacă nu știu cum lucrezi aici, să plătești. Deci eu, care lucrez, Doamne ajută, legal acum, aia e altă poveste. Să plătesc dări la stat în Cehia, deci să mi se iei bani din Cehia. Și oricum acea sumă, sau nu neapărat, să mi se iei și în țară. Pentru că ce? Păi ce rău, vin să lucrez, hai să-mi fac mie un viitor.
Oricum, dacă e vreodată să renunț la cetățenie, îmi pare rău că zic, dar renunț. Sorry, frate. Nu. Nu poți. Odată ce țara, vreau iar de fiez. Odată ce țara ta, bă, ce dracu pleacă toată lumea prin țări străine? Pentru că e bine. E bine, nebunilor. Și nu e ca și cum te-ai ajuns. Sau, bine, aici deviez de la subiect pentru că mai sunt muști de români care merg o lună în, îți dau un exemplu, în Cehia sau în Italia și se întorc cu fițe. Am băut cocktail la nu știu ce bar. Toți așa sărați sunteți. Bă, dă-mă dracu și mai vin în țară și comei se zice. Sau pe cehă. Iac se zică. După o lună. E stat într-o altă țară. Tu te întorci că nu mai știi română. Că te-ai dracu, mă. Te dracu pe tine și pe măta și educația pe care ai primit-o. Și aici crezi că ești mare. Cine e eu? Ce valoare are eu? Mă, du-te dracu, mă. Fii mi-ar scârbă de măta și de tine. Te duci în dracu în alte țară și pentru o lună și după aceea uiți să-mi vorbesc română. Te dracu. Bă, vreau să vă zic, știu că deviezi. Deci eu iar film. Deci o să fie un video lung. Hai ce-mi pasă. Nu-mi place să vorbesc. De asta este story time. Poveste. Deci povestea noastră. De asta vreau să vă zic, n-am stat. Deci cum ne vreau să zic? Deci 2016 nu ne-am întors în țară, 2017 tot anul nu ne-am întors în țară, abia 2018, un an și jumate. Nu m-am întors în România. Bine, nu întors în aprilie pentru că, hei, ne-am schimbat, Monica și-a schimbat numele. Iar eu mi-am schimbat statutul, starea matrimonială. Nu vine, m-am însurat, domnule. Așa, m-am însurat mai pe română. Nu m-am întors în țară și nu am zis niciodată, niciodată, un cuvânt pe cehă. Sau să am fițe, cum mi se spune. Nu, dacă am zis, am zis-o pentru că făceam mișto. Nu am uit. Bine, nu am. Ah, mi se încălce limba. Chiar dacă am făcut mișto, cum mi se spune aici în țara minună, aici. Chiar eu făceam mișto. Dar în luna aia vreau să vă zic că, Doamne, cât de bine și ce ciudat a fost. Pentru că mergeam la casă. La, mergi în magazin, după aia plătești la casă. S-auzi români care vorbesc. Ca să era să-ți vorbească în română. Doamne, deci nu a fost o fericire mai mare. Doamne, a fost ciudat în primul rând pentru că, bă, toată lumea vorbește română aici, e ciudat. Când noi ne întorsesem din țara din care plecasem. Asta a fost ciudat. Aia a fost un șoc, nu știu, șoc pentru noi pentru că, uf, nu știu cum să vă zic, românii încă sunt la stadiu de încoiați. Bă, ar trebui toți trimiși, sau nu neapărat, bă, să se uite la youtuberi care îi învață ceva, îi învață pe români, pe toți românii, bă, să nu mai fie atât de încuiați. Pentru că românul are mentalitatea de încuiat, încuiat, încuiat. Deci, așa e românul. Unghii veci care nu-l mai golești. Umplu cu prostie. Cu prostie, cu idioțenie și cu mult orgol. Mult orgol. N-ai lăsat, frate? Da, întoarce. Uite, fă așa. Vezi cum cade prostie. După aia întoarce-l. Cum e? Întoarce-l așa. Cu curul în sus, să cadă toate prostie și după aia pune-l așa, să primești informații, să-ți deschimi mintea, român prost. Noi ne-am schimbat viața pentru că noi ne-am schimbat viața și mentalitatea, bine. Hai că să zicem că cât am stat în România, bă, mi-a mers mintea și chestii din aștia, dar odată ce am plecat, uite, românii ne-au, eu cum uit la o grămadă de youtuberi, pe lângă Andreea Balaban, deci, ba mă uit la nu știu cine, ba la Luminiță, care e tipa cu fii mi-ar scârbă, ba la nu mai știu cine, ba la nu mai știu cine. Oameni care te învață să nu fii prost, să-ți schimbi viața și mentalitatea, să nu te mai intereseze. Ce ai zice, ha, uite vecina așa la chiloți, că de ce aia ea are chiloți și eu n-am? Pentru că are bani și pentru că muncește pentru banii aia, proștilor. Românul este făcut să fie invidios, să vorbească, să, Doamne, invidie mai mare ca românului, nu găsești. Și să-ți poarte ranchiună și din astea, să vorbească pe la spate, mai ceva cu televizorul. A, că vecinul are, că vecinul are, uite că și-o cumpăra casă, de unde știe, de unde are el bani de casă? Păi nu pune întrebări. Du-te și muncește, ca să ai și tu. Nu purta ranchiună. Deci vreau să vă zic că în luna în care am stat în România, Doamne, deci piții bani ce mai mari ca româncele, n-am mai văzut. Toate răbă, toți bărbații în România, oare cum arată la fel, toate femeile la fel. Aceeași pereche de colanți, aceeași papuci, aceeași vestimentație, aceeași mentalitate. Dacă ai văzut ceva mai special, te-ai bucurat. Ai văzut că, uite, femeia aia nu avea colanți, avea blugi și vorbea altfel. Femeia aia a fost bună, era altfel. Dar din păcate, pițiponceala și curvăreala și vorbesc pe canalul meu așa cum vreau eu. Și cocalarii și bărbații care merg 3 luni la sală și după aia merg așa. Go and fuck yourself, you nasty motherfucker. Bun.
Nu mergi la sală, frate. Deci, mamă, deci o să fiu plibliu, nu mergi la sală. Și după aia mergi așa. Pentru că te dau dracu. Eu, în mintea mea, te dau dracu. Da, dacă arăți. Mergi la sală 3 luni, bă, da, tragi, tragi. Și te comporți normal. Chiar dacă pe tine se văd muși, te comporți normal. Respect, ai respectul meu. Bun, hai să devii, că am deviat cât am deviat. Oh my god, 12 minute am deviat. Cred că o să vină și partea a treia, nu știu de ce. Pentru că video să nu pot să fac, să vorbesc, cam moarea stricată. Bine, părțile care nu, în care consider eu că, tai, nu, că sunt prea boring și nu are rost pălăvrăceala aia sau vin și să stau așa și uite ce am zis, părțile aia, tai, vă dați seama. Ok, am deviat prea mult, am chiar, doamne, de parantezele. Să continuăm cu povestea noastră. August, ne-am luat, deci era august, început de august, cum am mai zis, era luni, noi trebuia să mergem la lucru, n-am mers la lucru pentru că se luase curentul, știu că parcă ne-am închis telefoanele în ziua aia de aia, am zis la Olia, știu că Olia era responsabilă oarecum de noi, că n-am avut telefoane, n-am avut, deci noi am avut baterie, cred că de duminică, deci duminică, parcă și luni, ceva de genul, în tura aia. Sau nu mai știu, nu mi-amintesc, parcă nu mi-amintesc. Exact când ne venise curentul. Bine, noi ne închisem telefoanele pentru că noi avem baterie. Deci ne mințisem, nu vrem doar să mergem la lucru. Pentru că noi, era faza că mergem în Germania pe nu știu câți bani, cu nu știu cine și nu mai plecase. Asta a fost faza. Și nu mai plecase. Bun, după ce am plecat de la Ion, de la Maria, de la... Nu mi-am amintesc exact firma lor mare, îmi mutase la Maria. Maria fiind alt reprezentant, o altă firmă, dau un exemplu. Bun, ne-am mutat... Știu că trebuia iară să ne mutăm. De unde stăteam? Noi stăteam undeva la etajul 2 și etajul 2 aparținea de Maria, de Ionda, de dobitocii ăștia care, la care am lucrat și nu ne-au dat bani. Ok. Așa. Și iar ne-am mutat. Dar au fost circ în ziua aia. Bă, veni, ba unul, ba altul. Bă, veneau la noi în cameră români. Deci români. Tot futul în gură. Așa. Știu că l-am găsit pe Facebook. De i-am băgat eu niște respect. Venea acolo, că voi trebuie să plecați, că nu știu ce, că nu știu cum, că nu știu cum. Bă, vreau să vă zic că în ziua aia n-am văzut niciodată pe Monica, care acum e nevastă, domnule. Mai nervoasă că atunci. Vei, bă, veneau la noi ca la bar. A, că noi trebuie să plecăm, că nu știu ce, că bla bla bla, că bla 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 bla. O luat ușa, bum, o trântit-o și gata. Nu mai veni nici dracu după aia. Dar toate bune și frumoase, nu cred că au fost toate bune și frumoase, că după aia a venit unul Ioșca și pe la fătul în gură. A, că voi mai lucrați la nu știu cum. Păi dacă nu lucrați, să mergeți să ne mutăm. Unde? Unde pula mea să ne mutăm? Că noi n-aveam o altă cameră în care să ducem bagaje și tot. A, să vă mai zic faza. Știu că de vis. Noi când ne mutasem prima dată în camera aia, așa, ori mai stă și alții. Și sub un pat era o grămadă de lucruri. Se trezește un băiețaș din ăsta ajuns de România, un slăbănog pișat, altceva nu pot să-i spun. Și mai era încă un român care a stat acolo, dar a plecat de lucra el la dracu în praznic și băca mea și picioare. O uitat să și zdrențele și catrafusele și tot zestrea cu el. Și prietenașul nostru, nu ăla care lucra în Praga, deci uita lucruri, nu știu, uitați, avea lucruri sub pat acolo cu chila. Vreau să vă zic așa. A zis el că să aveți grijă ce luați și ce furați de acolo de sub pat. Așa. Slăbănogul ăla era prieten cu tipul cu care își lăsase lucrurile într-un pat de pe acolo. Și în ziua aia, mentalitate de om prost sau nu, de om ajuns, că altfel nu pot să zic. Gata, ai ajuns în altă țară, te-ai văzut cu, dau și un exemplu, 10.000 de corane din care puteți să-ți cumperi și tu un temir și telefon și chestii de astea. Și gata, te-ai ajuns, mamă, gine, tu, ce valoare are tu. Așa. Și la un moment dat, băi, am zis la ăla, bă, noi nu luăm nimica și chestii din ăștia. Bine, un băiețaș de oraș, gata, un fudul, un nimeni în drum, un gunoi, un jeg, din punctul meu de vedere. De, te zgurăm, măti. Așa, vine asta la moment, vreau să fac fază tare ca să nu mai deviez. Vine asta la moment dat, vorbește cu tipul ăla care, al cărui lucruri erau la noi sub pat și îi zice ăsta la ăsta la ăsta. Vezi să nu-l sperii prea tare. Când am auzit tot Dumnezeu, mătii. Și istoria, mătii, cine mătii ce-a făcut? De te-ai ajuns tu, jec pe înaltă, cat la cur. Te-ai ajuns tu într-o țară străină, ai zis tu haine de, Doamne ajută, să-mi zici tu mie, să-i zici la, vezi să nu-l sperii prea tare. Bă, eu oameni ca voi, eu mănânc. Îi mănânc.
Nu? Aici în capul meu, eu i-am mâncat. Nu mă cum. Deci, când am auzit, te mă, dracu, te-ai ajuns tu, mă. Te-ai ajuns. Zici, să mă sperii, brat. Și ăla, că fază tare, altă, tot în scena asta, că să-i dau cheia de la cameră, ca să vină el, nu știu care zi, să ia lucrurile. Bisei, what? Ce, mă? Păi ca și cum, dau un exemplu, casa asta e plină cu chestii, cu laptop, cu bani, cu cărți. Lucruri pe care poți să le vinzi. Bani. Deci eu în cărțile astea am investit bani. În orice. Se vede că asta am investit bani. Să vină nu știu cine. Să zicem că peretele, că biblioteca a scăsfeșnic toată bucata asta îi ia cuiva. Deci dau un exemplu. Toată bucata asta cu biblioteca asta zicem că îi ia cuiva. Să vină asta la mine și să-mi zică că să-i dau cheia de la casă ca să vină să-și ia lucrurile. Bă, ca om normal la cap, dar nu ești prost. Niciodată să nu vă încredeți în români. În nicio altă specie. Chiar dacă înțelege ce vorbește sau chiar dacă nu. Bă, pe când am auzit să-i dau eu cheia. Păi, dar ce am nebunit? Pe când să-i dau eu cheia, mă? O mâncat de pe jos, o sub pula cuiva și l-o sopozit la gură. Pe canalul meu vorbesc cât de deschis vreau. Dacă nu vă place cum vorbesc, nu-mi pasă. Și dau și mă gândesc că cam mi se uită la chestia asta și o să mă judece sau nu mă judecă. Și dacă mă judecă, nu-mi pasă oricum. Eu am trecut de mult de judecata oamenilor. Pentru că, da. În fine, bună, Cami. Știu că a zis că filmez partea asta. Și te vezi abia după o săptămână. În fine. Să continuăm pentru că jur că o să fie un video lung, un story time lung și groaznic. Și nu știu cât o cred că o să dureze cel puțin procesarea vreo 3 zile până dacă până le editez, până tai. Deci tot ce am filmat acum, aoleu, trebuie să stau să mă uit să vizionez fiecare bucată, fiecare căcat pe care l-am zis. Căcat. Și acum să inserez aici un caca. Stai să stau așa, ca să am timp să le inserez. E bine. Faza cu cheia, bineînțeles că nu i-am dat cheia, că doar nu stăm pi la cap să dau cheia de la camera unde stăm noi, unui necunoscut, pentru că unui necunoscut care face pula mare de când s-o ajuns el în ceie. Nu. Bine. Eu eram la lucru. Bine, eu, de, în fine. Eu eram la lucru, parcă în ziua aia, tot la ea, nu? Era parcă lucrând la Panasonic, de-o venit la să-și toate lucrurile și nu știu ce. Și cum în ziua aia Monica era acasă. Bine, mi-a fost o leacă frică. I-am zis, știu că avem un băț, ceva, coadă de mătură. I-am zis, bă, de fac ăștia figuri. Dă-le, frate! Monica e bătăușă de fel, da, în fine. Bine, nu cu mine, că iară se subînțelege, că gata, am bătut. Mamă, ce bătută mi-a luat de la nevastă mea. Oamenii, gata, a zis că e bătăușă. Ce bătută ți-l lua Marius, nu? În percepția oamenilor proști. Știi ce zic? Încuiați. Muggle! Bun. O veni și-o la lucrurile, bla, bla, bla. Bun, vreau să vă zic că din august, știu că, parcă din august, știu că din august începusem la Borghers. Unde lucrăm și în ziua de azi. Ura! Vedeți ce fericiți sunt? Groaz. Bun. E, în 2016, în august, ne-am schimbat camera, ne-am dus la parter. Deci, nu știu cum să zic. Noi prima dată când am venit în Cehia, deci a intrat în toată Ubitovna aia, în Ubitovna, într-un bloc cu garsoniere. Da, un, ca asta e. Bloc cu garsoniere, dar ai bucătărie și baie la comun. Deci tu dacă vrei să te caci. Te caci pe tine, te duci la baia comună și toate ușile sunt blocate, păi tu te caci în chiuvetă. Dacă faci tare pe tine. Trebuie să aștepți. Trebuie să aștepți. Deci nu te căca acum. Mai așteptă. Că ține căcat acolo în tine. Asta e logică. Asta e povestea. Nu poți să tai și nu poți să zici că nu poți să faci căcuța. Trebuie să se ții căcuța în tine până faci celălalt căcuță. Sau celălalt își închide ușa de fumează. Deci tu trebuie să aștepți. La baie la fel. La bucătărie la fel. O fost nașpa, vreau să vă zic că o fost nașpa. Eu trebuie să mă uit aici. Uite aici, nu acolo, prostule. Deci tot video mă uit încolo, groaznic, în fine. Așa. Dau un exemplu. Noi am venit în Cehia prima dată în acea lună. Am intrat într-o parte a holului, deci pe partea dreapta, pe partea stângă noi am stat într-o cameră, după aia, timp de 2 săptămâni, două, ceva de genul, cu Cristina și cu Răzător mâncam iar curu, de obitoci, așa. Dar totuși a fost o influență bună asupra noastră. De așa nu! Exemplu de așa nu, nu fumați, nu fiți proști. Schimbați-vă viața. Bun. După aceea la etajul 2. Oarecum a fost mai bine. Pe același palier. Știți ce facem? Coridor. Dau un exemplu. Ca de fapt palier, coridor, cam tot aia. Cu ăștia. Cu Cristina și cu Răzător. Care la un moment dat au plecat și am rămas noi cu Alexandra și cu David Ionuț. Ceva de genul. Nu mi-am inteles exact. Ba, eu nu-ți parcă cheam. Care 12 mai 14.000 de nume și niciodată nu. Bun, cu care am lucrat și la Borges.
Okay. După aia, noi, pentru că am plecat de la firma lui Maria și căcatul ălalalt, noi am mers jos. Exact pe unde am venit, pe coridorul ăla în care în prima dată am stat noi, capătul celălalt, capătul opus, nu pe partea stângă, nu pe partea stângă, pe partea dreaptă. Coridorul opuse. Ultima cameră. Bă, a fost bine. 6 luni de zile vreau să vă zic că am stat acolo. A fost bine, ne-am mutat la Borgers. Uite, de aici începe să se schimbe povestea. Am lucrat la Borgers. Nu a fost bine, a fost urât cu circul care s-a creat pentru că de atunci a fost urât cu circul care s-a creat când trebuia noi să ne mutăm pentru că noi nu aveam cameră unde să ne mutăm. Unde dracu mergem? Cu bagaje, cu oale, cu tot, cu frigider, cu tot. Se că nu aveam frigider pe atunci. Ok. Așa, acolo jos. Noi nu știam că noi trebuie să ne mutăm acolo jos. Ok. Da, na. A fost stresul ăla, după aia, după ce ne-am mutat, vreau să vă zic că în alea 6 luni n-am mai avut niciun alt stres. Nu ne-a mai stresat nimeni, nu a venit nimeni să mai urle că nu știu ce, că nu știu cum, că bla bla bla. Toate s-au rezolvat, deci vreau să vă zic că Maria asta de care v-am zis, nu știu dacă apare în partea asta, dar sper că apare în partea asta, pentru că e o poveste lungă. Sper să apare în partea asta. Așa. Bă, ne-a schimbat viața. De când am început să lucrăm la Borgers, ora Borgers, deci în perioada aia din 2016, 6 luni de zile, din august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, decembrie, da, 5, da, 5 luni, 5 luni, da, 5 luni, că noi mai venise cu o lună înainte, deși, aia, da, iunie, deci din iulie, deci noi suntem în Cehia din iulie, iunie, pardon, deci de la sfârșitul lui iunie 2016. Iulie, v-am povestit toată luna ce s-a întâmplat, deși nu aveți încredere în toată lumea, mai ales în românii voștri, și să vă dați seama. Bine. În fine. Iar din august, nu mai povestesc partea ce s-a întâmplat din deci, înainte de august, că v-am povestit. În prima parte și acum în a doua parte, deci din august ne-a schimbat viața. Vreau să vă zic că a fost bine. Borgers în perioada aia lucra la 12 ore. Lucrai 2 zile. Stai, lucrai de dimineață de la 6. Păi dacă e story time, trebuie să mă uit încolo, nu încolo. Deci lucrai de dimineață de la 6 până seara la 6. Prima zi, a doua zi, a doua, așa, a doua zi, după aia, a treia zi, începeai de la 6 seara, după masă oarecum, până la a doua zi, la 6 dimineața. Și după aia, următoarea zi, la fel. După aia, 4 zile, aveai liber. Și 4 zile lucrai, la 12 ore, și după aia, 4 zile aveai liber. Bă, a fost bine. Vreau să vă zic că în alea 5 luni cât am lucrat la Burgers, nu am economisit un ban. Deci s-au spart bani, cum nu s-au spart niciodată. Bine. Mai venea și chiria, 3500 eu, 3500 Monica, bine, banii ăia, oricum ți luam, Maria. Dar nu mai rămânea cu bani. Cu 16, hai să zicem, nu știu dacă am curs valutar, hai să punem. Vreau să vă zic, că în perioada aia am stricat 1 kg de bani, noi nu știu, nu mi-am amintesc dacă primeam, dar în jur de, hai să zicem, 15, 16, 17.000 de corane. Adică noi stricam, uite, doar 17.000 de corane, nu știu cât de bine se vede, sper că se vede bine. Pune focus pe telefon, 17.000, doar 17.000 de corane înseamnă 30 de milioane. 16.000 de corane înseamnă 29 de milioane, iar deci noi stricam două salarii. Este ca salariul meu, salariul ei. 25, stai să facem așa. Păi ar veni, stai să pun calculator, 25, hai să zicem 25 cu 25 e 50. 50. Calculator în puii mei. Cam ești picioarele. 50 ori 5. Am stricat, cred că 250 de milioane în 5 luni și nu am pus un ban deoparte. Bine. Dar în lunile alea mi-a fost bine. Pentru că până atunci, cu o lună înainte, mergeam la Kaufland și socoteam absolut orice. Ai putut 100 de coroane să nu depășească 1000 de coroane. O lună, bă, o lună trece greu. Mă stau și mă gândesc. Bine, că știu că știți ce am Monica, bă, luna aia noi n-am avut. Nu am avut bani. Da, n-am avut bani, mergeam la Kaufland, sau dacă eram aproape, oarecum aproape, mergeam la Kaufland, bă, noi socoteam fiecare căcat. Dacă nasturile astea costă 100 de coroane, bă, noi nu luăm. Dau un exemplu. 50 de coroane cu 70, cu încă 100, fiecare ban era cheltui. Fiecare ban era socotit, să nu depășim, să avem și pe a doua zi. Am uitat să vă zic în prima parte că noi, v-am zis că am plătit 50 de euro și 50 de euro de persoană. Eu, 50 de Monica. La care să vine cineva să ne zică că aia care ne-au adus, oamenii care ne-au transportat, să zică că, a, că noi n-am plătit nimica. Tu vă în gură. Bine, noi ne-am primit banii înapoi. Aia a fost bine. Dar să aveți grijă, dragilor, abonați, ce sau cei care se uită la mine.
Și dați-mi a mea subscribe, pentru că eu am nevoie. Mersi. Dacă v-a plăcut acest clip, bine, nu termin acum. E la mijlocul clipului. Dacă v-a plăcut acest clip mai mult, dați frate și un share pe Facebook, pe Instagram, la prietenii voștri, pe Twitter, deși eu n-am Twitter. Și nici nu o să am vreodată. Pe Pinterest, pe orice, pe Tumblr. Cine folosește Tumblr? Doamne, cum să nu folosești Tumblr? Gras? Ok. Doamne, ce lumină bună. Cât e ceasul? Deci, era 12 și 20 când am început și e 1 și 24, ca să vedeți că nu vă mint. De când turi într-una. Deci eu filmez de o oră, cel puțin. O oră vorbesc într-una. Ok. Deci, am stricat 150 de milioane. Ai de capul meu. Bine. Dar în prima lună mi-a fost greu. Chiar mi-a fost foarte greu. Am descoperit toba de pui. Mamă, ce aș mai mânca și acum. De la Kaufland știu că am atât. Toba de pui, pită cu chimion, muștar, clisă, aoleu, clisă cu ceapă. Oameni buni, clisă cu ceapă e... Și cu tobă din aia. Tobă făcută din carne de pui sau cu tobă făcută din carne de... porc. Aia de pui cu muștar, cu pită, cu... Pufulesc, mamă. Enorm, mamă, cât a fost de bună. Și vreau să vă zic că în luna aia noi, când venisem... Bă, noi nu venisem cu nimic, eu am uitat să vă zic. Să vă povestesc bine, eu mă vorbesc cu un telefon, pentru că vorbesc... Adică ce pasă, că... Oarecum e calitate bună, dar eu trebuie să stau așa ca să mă văd. Oarecum, mai clar, da. Încerc să editez clipuri ca să văd oarecum bine. Știu că nu. Uite, nu am bugetul limitat, nelimitat. Eu filmez cu telefonul, care e problema? Se vede bine, e super. E, dacă mă placeți așa cum vorbesc eu, e bine. Și calitatea oarecum, relativ bună. Vă promit eu că o să-mi iau. Vreau să-mi iau și altă cameră ca să, nu asta, camera de filmat, deși am Nikonul care am primit de ziua mea. Dar nu pot să filmez cu ăla. Cu ăla filmez jumate de oră, după aia dă-i înapoi. Schimbă-le de pe partea aia pe telefon. Editează, fă chestii din astea. Dar mai bine, așa că mai bine filmez pe telefon, editez totul pe telefon acum. Până o să am de-mi o să-mi iau și eu cumva cumpăr un program de editare pe laptop, că acum am. Pe laptop și după aia ați înțeles. Deci totul se îmbunătățește. Bun. Deci, mamă, deci 250, stai că cu aproximație 250 de milioane. Când dacă primeai 17.000, era 30 de milioane. Păi 30 cu 20 și nu știu cât, cu prime, cu tot, de la Borghers. Bă, superb, luna aia n-am economisit nimica. Mâncam tot ce am vrut, a cumpăr. Deci, bă, noi mergeam și cumpăr. Am zis că mergem la 6 ceas. Oare suplimentare? Suplimentare. Știu că am fost parcă o dată. Nu, până la 5 luni n-am fost o dată la preșteas. Tot am zis că mergem, că mergem, că mergem. N-am mers niciodată, dar banii stricam. Doamne! Cum aveam liber? Hai la Kaufland. La Kaufland, la Norma și cumpăram, fraților, și cumpăram și cumpăram și ne-am satisfăcut poftele și tot ce am vrut. Bun. Și cred că asta a fost. Acum să începem partea a treia, pentru că este altă poveste. Alt șarlatan. Deci prima parte, a doua, deci a fost Ion cu Maria, după altă Maria, a fost bine. Bun. Partea nașpa la Borghers, timp de 5 luni. Bun. Pe lângă faptul că primeam bani și că noi cheltuiam și că mai munceam, și chestii de-aștia. Păi, Angel, mori! Mătă! Așa. Noi ne trezeam dimineața la 5, nu. Ne trezeam la 4 ca la 5. Deci, ne trezeam la 4. Chestia care a fost urâtă la Borghers. Ne trezeam la 4 ca la 5 să luăm mașina ca la 6 să începem lucru. Da? Terminam lucrul la 6. La 6, de, la 6 și 3 minute aveai voie să ieși pe poartă, ca să nu ți se scadă minus jumate de oră, să pierzi jumate de oră. Așa, la Borghers lucram 12, de stăteai 12 ore, ai plătit 11. Așa. Bun. Plecai la 6, la 1800, bine, 1803 minute. Așteptai până la 6 și 10, 6 și 11 și nu știu cât. Din, vreau să vă zic, din, cum naiba, cei care stați în Cehia, sper că știți. Din Hradec să mergem Pâlzen, adică făceai, pierdeai cel puțin o oră și ceva pe drum, ca să ajungi undeva în jur de 7-8, 7 jumate, hai să zicem, spre 8, să te speli, nu, să te speli, să mănânci, să mai trăiești și tu, poate mai faci un sexuleț, după aceea să te pui să dormi, că la 4 te trezești din nou. Aia a fost cea mai nașpa parte. Aia a fost cea mai nașpa parte. Dar asta a fost. Pentru că noi lucram, bine, eu lucram cu vată sticlată. Și mă trezeam noaptea. Că mă mâncam mâinile și picioarele. Groaznic, groaznic. Bine, nevastă mi-a prinsese loc fain. Eu nu prinsesem. Dar a fost nașpa.
și trezeam și mă gândeam, bă, eu mă trezesc la 4 ca la 5 să prind, era un microbuz. Mă trezesc la 4 ca la 5 să prind mașina, ca la 6 să încep lucru. Deci noi nu lucram, deci erau 15, deci lucram 12, 13, în jur de 15 ore le pierdeam. 15 ore din 24 de ore le pierdeam. Pe transport și du-te la lucru. Ok, asta a fost partea a doua din cum am ajuns noi în Cehia și chestii din așa o să fie parte lungă. Eu acum mă pun să filmez și partea a treia, asta dacă mai am memorie pe card, telefon, să filmez și partea a treia în care iară se schimbă povestea. Uf, să continuăm. Ne vedem în partea a treia.